Bună seara, bine v-am regăsit. Eu împreună cu colegii mei din echipa CSM Roman, secția de powerlifting, venim în fața dumneavoastră din nou pentru a vă prezenta ultimele rezultate obținute în acest weekend la campionatul național de powerlifting clasic desfășurat la Iași. Și începem cu primele medalii, să o luăm de jos în sus, de la juniori 1, Dior Cristian, 3 medalii de argint și o medalie de aur vicecampion național, Cojocaru Denis, 4 medalii de bronz, junior 2, Radu Mădălina, 4 medalii de aur campioană națională la junior 1 și 2 medalii de bronz la seniori. La master 2, Dan Stănescu, 4 medalii de aur campion național, Cătălin Bandol, 4 medalii de aur campion național master 2 și locul 2 la Open, iar eu, Dascălu Alexandru, o medalie de aur la categoria 83 de kilograme seniori. A fost unul dintre cele mai, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai puternice campionate naționale ce ține de clasic, de proba clasică. Un număr foarte mare de competitori, din câte am înțeles, a fost depășit numărul de 150 de sportivi. Din punctul meu de vedere, consider că ca și sportiv, ca și antrenor, ne-am atins obiectivele pe care le-am avut pentru participare la acest campionat. Iar în continuare voi lăsa și colegii mei să-și spună părerea pentru rezultatele obținute la concursul la care a participat. Cum s-a desfășurat concursul, cum v-ați simțit? Mulțumiți de rezultate! Mulțumiți! Am de aici încolo. Hai, Cristian! Băi, eu sunt foarte mulțumit de rezultatele mele, având în vedere că am muncit de la ultimul concurs campionat național care a fost în aprilie. Am muncit și... cum e vorba aia? După muncă și răsplată. A fost o bătălie foarte grea. După cum v-a spus și antrenorul meu, a fost un număr de... 150. Am reușit să iau la proba de împins din culcat locul 1, la celelalte două probe locul 2 și la totalul medalii de argint tot locul 2. Trebuie să specificăm aici pentru Cristian că a fost foarte aproape de titlul de campion național. Undeva a fost departajarea între el și cel care a reușit campion național la proba de îndreptări. Din punctul meu de vedere, greutatea pe care a ridicat-o Cristian la ultima repetare trebuia bifat, adică a fost în parametri. Arbitrul nu a fost de aceeași părere. Diferența a fost foarte mică la total între el și cel care a ieșit campion, dar nu-i nimic, continuăm. Și iar în concursurile următoare o să-și arate adevărata valoare și adevăratul potențial. Denis, te-ai simțit mulțumit? Mulțumit, da. Îi mulțumesc antrenorului meu, Dascălu Alexandru, colegilor și clubului CSM Roman. Păi, a fost un concurs frumos, am obținut locul 3 și cam atâta. Să ne vedem la următorul concurs. Cătălin, tu cum te-ai simțit? Mulțumit? Eu sunt foarte mulțumit, dacă a fost o muncă foarte titanică și asta și concurenți foarte, foarte buni, foarte mulți concurenți la categoria noastră la 83 de kilograme. Eu sper, na, că nu m-am făcut de râs, cu toate că, na, față de alte campionate și astea, eu încerc să fac să progresez cât se poate de mult și cât am mediu vârsta mea. La Master 2 am adus 4 medalii de aur, iar la Open am luat locul 2. Eu mulțumesc în primul rând Federației Române de Powerlifting, clubului CSM Roman, Săli Unii ne antrenăm, Ozer Golden, colegilor mei și în mod special antrenorul meu, Alexandru Dascălu, că fără el nu se putea duce tot ceilalți care medalile și ce... Sper să facem o surpriză frumoasă pe viitor. Cătălin Bandol a luat locul întâi la Open, la proba de echipat din anul acesta, din cadrul campionatului național, pe proba de echipat. Anul acesta, tot anul acesta, la proba de clasic, a reușit să obțină locul 2, la Open mă refer. Noi tot avem în continuare, vom continua pregătirea. Poate vom mai schimba puțin metodica antrenamentului, decât mi-am dat seama eu la concursul anterior. Următorul concurs este desfășurat în perioada 4-5 noiembrie la Beiuș.
Este campionatul național de powerlifting, doar proba de împins la PEP. Tot la fel ca și obiective, concurăm cu 7 sportivi, dintre care măcar să ne întoarcem cu 3 titluri de campion național pe proba respectivă. Dacă se poate cu toți, ar fi mult mai bine. Deci, noi n-ar fi niciun deranj. Totodată, colegul nostru, Dan Stănescu, nu s-a aflat cum este plecat la cursul la Ploiești, cu locul, de muncă cu serviciu. Țin și eu să mulțumesc în mod special domnului președinte al Federației Române de Powerlifting, domnul Panazan Ovidiu, pentru tot sprijinul acordat de fiecare dată când am apelat la dumnealui, domnului primar al municipiului Roman, domnului director al CSM Roman și tuturor mașcanilor care sunt alături de noi și domnului Jean de la sala Ozar Golden, care ne susține în pregătirea noastră specifică. Vă mulțumesc! Vă mulțumim!